astăzi efectuăm blefaroplastie superioară. Aceasta este o intervenție de chirurgie estetică și chiar dacă este o intervenție estetică, pacienta noastră a venit pentru indicații funcționale. Ce înseamnă asta? Excesul de piele care s-a format pe pleoapa superioară a devenit atât de deranjant încât pacienta a început să vadă mai prost. Câmpul vizual superior s-a limitat mult și aceasta a început să poarte ochelari doar din considerentul pleoapei în exces. De aceea, intervenția noastră de astăzi, chiar dacă este una estetică, are indicații funcționale. Vom efectua excizia pielei în exces și de asemenea vom face stripping al mușchiului orbicular, cel care însoțește pielea pleoapelor superioare. Intervenția presupune o complexitate medie, va dura aproximativ o oră, o oră jumătate și în spitalul nostru se efectuează cu anestezie generală pentru confortul pacientului. Pentru această intervenție, de obicei rugăm pacientul să rezerve o zi de spitalizare, însă seara, dacă totul este bine, noi permitem pacientului să plece acasă. De asemenea, este necesar să fie în țară, sub monitorizarea medicului, cel puțin 7 zile după intervenția chirurgicală. În cazul pacientei noastre, ea va pleca astăzi acasă, pentru că intervenția este de complexitate medie. De succesul acestei intervenții se responsabilizează atât medicul cât și pacientul, astfel încât respectarea recomandărilor pe care noi le oferim pacientului după intervenția chirurgicală sunt de mare importanță. De aceea e necesară monitorizarea 7 zile după intervenție ca să verificăm că pacientul într-adevăr respectă recomandările așa cum noi îl rugăm.